cum reușești să fii atât de bun la toate? Practic în sportul și nu, eu mi-mi place, am o pasiune pentru MMA, pentru toate sporturile astea pe care le practic și mi se par mult mai ușor. Că eu mă obișnuiesc cu un stil și până îl fac perfect. Adică tot ce e legat de bătaie îți place? Da, exact, exact. Și lupte, și la sol, și striking, în picioare, îmi place foarte mult. La box cum ai ajuns? Păi la box am ajuns, am vrut doar să particip, să văd cum e și mi-a plăcut. A fost, a fost foarte frumos și am continuat. Cum ești înaintea primului tău campionat european din carieră, cel de la Ploiești de junior? Sunt foarte pregătit și abia aștept să vină toată lumea să mă susțină. La celelalte sporturi, la competițiile practice, ai ieșit de medalii, îți dorești și la box o medalie? Da, sigur, trebuie să ies campion. La ce categorie boxe? La junior, 50 de kg. Dovel, de cât timp îl antrenezi pe din la box? Ne cunoaștem de mai mult de 2 ani, era foarte micuț. Am o relație foarte bună cu tatăl lui, dar cred că așa mai serios de un an de zile. Din punctul meu de vedere, dacă vreți, om de sport fiind, mie mi se pare acest copil genial și tot timpul, chiar și l-am și poreclit, e fenomenul. Mie mi se pare că acest copil este fenomen. Datorită tatălui lui, probabil care a implementat de mic sporturile și sportul de contact în sânge, să spun așa, și de altfel să văd și rezultatele. Vine primul antrenament, pleacă ultimul, nu-l oprește nimeni din tot ceea ce face. Da, este un exemplu și cred că și-ar dori oricare antrenor să fi fost în locul meu, cred că din lume, nu din țară, să aibă un asemenea sportiv. E, vă spun în toate, este genial.